Este un caz tare frumos. Este un Shih Tzu care prezintă secreție conjunctivală destul de abundentă, care murdărește blănița la unghiul intern al ochiului, dar ceea ce ne atrage atenția este această zonă foarte mare care fixează fluorescena. La prima vedere este un ulcer cornean. Dacă voi examina cu atenție, cu ajutorul lupei și a unei surse de lumină, voi observa de asemenea că în zona inferioară a zonei ce fixează fluorescena există o deformare de culoare neagră. Deci o deformare a cornei care nu fixează fluorescena. Poate să fie un dezmetocel, că știm că nu fixează fluorescena, sau poate să fie un dezmetocel cu stafilom. În hernia membranei dezmet este înclavat și irisul. Diagnosticul corect la acest pacient este ulcer cornean, dezmetocel cu stafilom, nu se tratează medicamentos, sistemic și local, ci este un caz de chirurgie. În sala de operație îți va trebui un pic de imaginație, pentru că acest dezmetocel cu stafilom în cadranul inferointern al cornei este greu de abordat chirurgical, pentru că te împiedică pleoapa a treia. De foarte multe ori pleoapa a treia ți este prietenă, dar de data aceasta te va încurca. Iar flapul rotațional pe care tu trebuie să-l realizezi și să-l aduci în zona respectivă să poți rezolva chirurgical problema corneană este destul de dificil. Poți alege opțiunea să faci flapul corneoconjunctival rotațional de la unghiul extern al ochiului sau din cadranul superior, supero-intern, dar încă o dată spun, te va împiedica foarte tare pleoapa a treia. Niciodată nu tratați cu indiferență aceste ulcere cornene la care cornea este deformată. Dacă ai efectua cu atenție examinarea cu sursa de lumină și cu lupă, vei vedea că este dezmetocelul și stafilomul care se rezolvă numai chirurgical.